5 lei. Nu mai mează, ce-ți mai ajunge? Mai scumpit? Nu. Eu scumpit, v-am zis, la producători. Dar au pus vreo 2-3 lei din la 1 noiembrie până acum. Dar noi n-am putut, mergem așa, micuț, v-am zis, ca să putem trăi. Deci nu e în funcție de noi, e în funcție de cei care ne dă marfa, abatoarele, deci nu noi. Nu noi. Noi vrem să rămână, să poată cumpăra tot consumatorul. Și noi să vinde și ei să poată cumpăra. Dacă o să cumpească, o să mai vină maxim un leu pe kilogram, în rest nu. În prezent, la Tarabe, comercianții vând carnea de porc la prețuri variate. Un kilogram de costiță costă între 16 și 17 lei. Carnea tocată, cam la același preț, mușchiul de porc variază de la 19 la 21 de lei. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare fac recomandări pentru cei care doresc să cumpere produse din carne în această perioadă. Recomandările noastre ar fi următoarele. Să achiziționeze carne numai din centre autorizate, din magazine autorizate. Dacă achiziționează animalul în viu din târguri de animale, după sacrificare să meargă obligatoriu la medicul veterinar pentru efectuarea examenului crinoscopic și doresc să nu achiziționeze carne, produse din carne, produse de origine animalieră și chiar de origine non-animală din locuri neautorizate și de la persoane care nu prezintă garanție. Reprezentanții DSV fac zilnic verificări în piețele din județ pentru a identifica și elimina eventualele probleme.